Centrul Cultural Pitești și Liga Scriitorilor din România și de Expresie Română de Pretutindeni au organizat o nouă șezătoare literară din seria manifestărilor lunare sub genericul Carpatica. Întâlnirea, care se desfășoară sub semnul revistei Carpatica, publicație trimestrială a Ligii, a constat în lectură publică și un dialog literar între membrii Ligii și publicul format din elevi și cadre didactice de la Colegiul Economic Maria Teiuleanu și de la Colegiul Național Zinca Golescu. Scriitorul Ion Dincă a citit o novelă din volumul său cu titlul Nepotul Capitanului și Vasile Dorin Ghilencea a lecturat fragmente din noul său roman La marginea dimineții. Noi, în cadrul Ligii, avem o revistă care deocamdată are apariție trimestrială, se cheamă Carpatica, o revistă de cultură cultural-artistică, în care scriu, evident, membrii Ligii, dar nu numai, ci și tineri ca dumneavoastră care își manifestă dorința și care au și lucrări demne de a fi publicate. Și dacă ați văzut vreodată vreo revistă de-a noastră, ați văzut că sunt și colegi de-ai dumneavoastră. În general, până acum am avut de la Colegiul Brătianu, dar așteptăm și din partea altor colegii să-și manifeste intențiile artistice. Îmbrăcat ca la carte. Împlinisem 8 ani și nu ajunsesem să mă fălesc și eu cu panturi noi în picioare, în locul obicuților, ori cu vreun costum arătos făcut la cruitor, în locul pantalonilor stingheri sau hăinuților făcute pe aici, pe acolo, pe la câte o coitoreasă, pe unde putea și mama să răzbească. Dar câți la vârsta aia își permiteau mai mult după al doilea război, prin 46, când nimic nu se mai lega cap la cap, când urla pe la sat sărăcia ca lupii în haită iarna, tămesiți, ca discolul prin coșul de păpuc. Greu ajungeai copilul unui nimeni să auzi zornăi de bani în buzunare. De cum putea fi asta în dimâna oricărui copil, când mama, tatăl multora, ca să agonisească un bănuț pentru gaz, ori pentru liturghie la biserică, aștepta ca pe o sărbătoare ziua de târg, de sâmbătă, să poată merge să vândă găina cea mai grasă, ori ouă, ori poate chiar vreo cusătură înflorată. Totuși, printr-o împrejurare fericită, ceva cu totul mai aparte, eu, copil de 8 ani, fără vreo faimă în sat, am ajuns să strâng bani. De necrezut, dar nu și de nedovedit. Evlavios prin creștere, caracter moșit de la mama, m-am atașat de preotul din sat, favorizat fiind și de poziția geografică a casei părintești, vis-a-vis de biserică. Cu toate vitrejile vremii de atunci, nu îmi lăseau duminică să nu fiu prompt la slujbă. Știam pe de rost crezul Tatăl nostru, Psalmul 50, deși aveam numai 8 ani. Fapt ce a făcut să intru în atenția parohului, care studiindu-mă, iscodindu-mi fiea, m-a întrebat dacă n-aș vrea să-l ajung la altar. Era de refuzat. Mi-am început activitatea cu înmuirea degetului arătător în gură și apoi întoarcerea fiecărei fire a unui caiet mare, frumos aliniat, în care erau scriși toți vii și decedații parohiei pe familie. Termina popa de citit, pagina eu, hârșt, cu degetul, deja buiat în gură, îi dădeam altă pagină. Și mergea de minune. Inventiv, părintele ne-a procurat o cutie cu burete umbre ca să nu mai tot bag degetul în gură. Începuse să mă deprind cu meseria. Mai dădea câteodată din grabă câte două foi, dar preotul, cu figura gravă, se oprea din citit, mă pregea peste ochelari și atunci, fustăcit, mă bulbuiam. Mă trebuia să repar ce am greșit și dădeam și mai multe foi. Nu le mai nimeream. Preotul răbdător lăsa pe masă ambele mâini și aștepta zâmbind. Ce preot, părintele Boldescu, de la Bârla. Vasile Dezideriu îi mână bune un carton pe care scria în germană. Vă rog, conduceți-mă la avionul Frankfurt București. În fond, gândi el, o ce s-ar spune despre nemți, că sunt mândri și reci, cu cei de altă naționalitate, știu că ei, nemții, sunt foarte omenoși și amabili cu mult deasupra altor popoare ce se pretind civilizate. Lucru verificat de mine pe Diu.
Violeta și Vasileu că piseră pe dochița cu vestimentație nouă. Iar acum ea arăta ca o bună sobră. Dar datorită înfățișării ținutei, semețe și feței frumoase, dar și datorită privirii dominante, motivate de nuanță intensă a ochilor negri, strălucitori și tainici, ea părea a fi altcineva. Era liniștită și bucuroasă că se întoarce acasă după ce ajunse pe prințișor să se acomodeze în casa de peste ocean a părinților săi. Îi urmase în funcție o bună, tânără, compatriotă din Târgu Lăpuș.